Este nebunie în Brazilia după victoria în alegerile prezidențiale a fostului președinte Lula da Silva. Țara s-a întors pe scena internațională și nu mai vrea să fie un paria, a spus acesta în primul său discurs de după victorie. Controversatul lider Jair Bolsonaro a pierdut ultimul tur de scrutin, iar brazilienii și-au strigat bucuria în stradă.